Între Bughia și Câmpul Lung, acolo unde veteranii de astăzi asistau sau erau participanți la curse de motociclete sau de mașini Aro fabricate în fosta uzină din Vale, au răsunat iarăși motoarele turate. Și asta pentru că aici s-a tras cortina peste campionatul național de rally cross, cea mai spectaculoasă întrecere internă de automobilism sportiv. Am avut în acest an două etape organizate la Câmpul Lung, prima fiind în vară, iar cea de-a doua acum, ultima din calendar, care a stabilit și clasamentele finale. Ca un omagiu față de tot ceea ce au însemnat mașinile mușcelene de teren, am remarcat mobilizarea iarăși a unor posesori de vechi IMS-uri și Aro, într-o paradă care a stârnit firește emoții, curiozități și nostalgii. După care, cei 21 de piloți s-au aventurat în lupta cu secundele și cu noroiul, oferind momente de real spectacol publicului prezent, ca de fiecare dată, în număr mare de-a lungul traseului. Ca noutate absolută, clubul sportiv Brothers Motorsport, care organizează de mai mulți ani trofeul Câmpul Lung de viteză în coastă, a oferit și o noutate tehnologică, prin care timpii fiecărui concurent au fost cronometrați și înregistrați automat. Asta a permis ca în fiecare cursă să ia startul concomitent mai mulți bolizi, ceea ce a mărit cota de atractivitate și de adrenalină a fiecărei curse. Cei prezenți au putut astfel să fie martori ai unor depășiri care au forțat limitele mașinilor, ai unor derapaje spectaculoase și chiar de adevărate drifturi în noroi. S-a concurat pe grupe, cea mai interesantă fiind aceea care a reunit monoposturile, un fel de mașini schelet special concepute pentru astfel de curse. În plus, ploaia a oferit șansa piloților să facă proba cea mai severă a îndemânării talentului și determinării de care dau dovadă, iar pentru numerosul public acest lucru a însemnat șansa de a asista la un spectacol total. Amfiteatrul de argilă de pe platoul din cartierul Mușcelean-Gruia a devenit astfel o arenă de wrestling mecanic prin noroi, cei mai tehnici, mai determinați, dar și mai norocoși concurenți, având să-și adjudece victoria. Finalele au fost marcate de multe momente neprevăzute, de răsturnări de situație, de manevre care au făcut diferența dintre a ieși în decor și a rămâne pe traseu și de o depășire decisivă chiar pe ultima turnantă. Festivitatea de premiere a lăsat în Argeș majoritatea medaliilor, diplomelor și trofeilor câștigate, cea mai bogată captură fiind reușită de către AS Sprint Club Mioveni. Însă în clasamentul pe echipe, argeșenii au fost depășiți de echipa Racing Car Brașov. Prin spectacolul oferit, dar și prin posibilitatea de a urmări întregul circuit de concurs, rallycross-ul are o priză specială la public, care poate fi și mai bine exploatată la viitoarele etape. În același timp, prin promovarea asigurată fără niciun fel de cost, rallycross-ul, ca și motocross-ul sau mountain bike-ul, sunt soluții de evenimente locale pentru multe primării, care pot oferi condiții de concurs la fel de bune ca la Bughia.